Strădania noastră nu ne poate rezolva problema, pentru că chiar dacă am fi perfecți de astăzi până murim, aceasta nu șterge consecințele tot ceea ce am făcut până astăzi. Un om care comite o crimă, împușcă pe un om nevinovat, degeaba vine în fața judecătorului și spune acum, ascultă, de astăzi am să fiu un cetățean perfect. De ce nu lasă judecătorul liber? Pentru că el trebuie să plătească consecințele la ceea ce a făcut deja. Și consecința crimei este ca să fie pus în pușcărie pentru toată viața lui sau să fie omorât. Chiar dacă el în pușcărie va fi un prizonier model. Da? Va ajuta pe toată lumea. Nici nu contează. Plata păcatului este moartea. Odată ce păcatul este săvârșit, ești dator să plătești acea plată. Nici nu mai contează dacă de astăzi ai fi capabil să fii desăvârșit. Strădania noastră, munca noastră, alergarea noastră nu poate rezolva problema noastră și nu ne poate garanta că vom face parte din poporul lui Dumnezeu.